În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Stimați telespectatori, preiubiți frați și surori, întru Hristos Iisus, Domnul nostru. În duminica a 28-a este rânduită ca și Evanghelie pentru Sfânta Liturghie, cea a vindecării celor 10 leproși. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat și a fost întâmpinat de către 10 bărbați leproși. Și strigau de departe, Iisuse, miluiește-ne! Și Mântuitorul, văzându-i pe ei, le-a zis, duceți-vă de vă arătați preoților. Iar aceștia, mergând pe cale, s-au vindecat. Și unul din cei 10, văzându-se vindecat, s-a întors slăvind și mulțumind lui Dumnezeu. Și întorcându-se, s-a aruncat la picioarele Mântuitorului, mulțumindu-i. Iar Mântuitorul a întrebat, oare nu 10 s-au vindecat, ceilalți 9 unde sunt? N-a fost găsit de cuviință să vină să slăvească pe Dumnezeu? Și acesta care a venit este samarinean? Și i-a zis acestuia, ridică-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Dragii noștri credincioși, această evanghelie a vindecării celor 10 leproși este de fapt evanghelia recunoștinței. Noi oamenii trebuie să exprimăm mulțumire și profundă recunoștință lui Dumnezeu pentru toate. Mai întâi pentru darul sacru al vieții. Pentru starea noastră de sănătate fizică, care nu este un bun al nostru, ci este un dar oferit din iubire milostivă de către Dumnezeu, Creatorul și Ziditorul. Mântuitorul Hristos a fost întâmpinat de acești 10 bărbați leproși, dar rugămintea lansată de către aceștia a fost rostită la distanță, pentru că în Antichitatea iudaică și în perioada Mântuitorului, de fapt, lepra era o boală incurabilă, foarte gravă. Oamenii care erau bolnavi de aceasta mureau treptat, le cădeau anumite părți ale corpului, ei fiind încă în viață. Era o boală foarte contagioasă, de aceea erau izolați de restul societății. În cartea veterotestamentară Levitic este descrisă această stare incurabilă, dureroasă a bolii. Oamenii erau foarte singulari, erau umiliți, pentru că, ziceam, erau izolați pentru a nu comunica cu restul societății, pentru a nu-i contamina și pe ceilalți și aveau obligațiunea de a rosti văzând oamenii de la distanță, necurat, necurat, acesta fiind un semnal ca oamenii să nu se apropie. Iar dacă se producea o minune, foarte rarissimo, și unul din mulțimea oamenilor contaminați de lepră se vindeca prin milostivirea lui Dumnezeu, și poate prin credința acestei persoane, el trebuia să se arate preoților. Pentru că preotul cunoștea simptomele acestei boli, acestei maladii. Și dacă se vindeca persoana, preotul cunoștea dacă pe bune acesta a obținut vindecarea corespunzătoare. Pentru a fi reabilitat, pentru a fi readus în mijlocul societății, a
confraților. Și iată că Mântuitorul Hristos nu i-a vindecat în mod direct. Putea să zică, vindecați sunteți, sănătoși v-ați făcut, dar Mântuitorul Hristos întotdeauna nu a avut nevoie de a fi aclamat sau lăudat. El își arată smerenia sa, dar și marea sa milostivire față de natura umană căzută și decăzută. Și pentru că el mai dorea să arate că respectă legea lui Moise, i-a trimis să se arate preoților. Și mergând aceștia către preoți, s-au vindecat. Hristos, de fapt, i-a trimis ca acei preoți, care erau ostili învățăturii Mântuitorului Hristos, să recunoască că aceștia 10 s-au vindecat cu puterea Dumnezeului Celui Veșnic, a Fiului Dumnezeu, care a venit în lume să ridice din moarte la viață și din păcat la trăire virtuoasă, pe toți și pe fiecare. Dar iată că aceștia repede au uitat de lepra lor și ei, spun dumnezeieștii părinți, au fost vindecați de lepra trupului, dar nu s-au descurcat, nu a căzut de pe ei lepra sufletească, pentru că nu au adus recunoștință lui Dumnezeu. Doar unul, și acela era un samarinean smerit, curat la suflet, a venit și a slăvit pe Dumnezeu. Toți oamenii trebuie să-i exprime recunoștință lui Dumnezeu pentru aerul pe care îl respirăm, pentru apa pe care o consumăm, pentru bunurile din natură care sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Omul este, prin definiție, spuneam și cu alte ocazii, ființă euharistică, ființă mulțumitoare și de aceea trebuie să exprime mulțumirea lui Dumnezeu. Și când putem noi cel mai lesne și mai conștiincios să exprimăm această mulțumire lui Dumnezeu? În timpul liturghiei euharistice, în timpul Sfintei Euharistii, care înseamnă mulțumire. Euharistia, în traducere din limba greacă, înseamnă mulțumire. Liturghia este slujba de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Jertfa cea nesângeroasă, care ne unește pe noi cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Nimic mai înălțător și mai important pentru creștinul ortodox nu există în această lume decât participarea la Sfânta Liturghie. Aici îl întâlnim pe Hristos, aici ascultăm cuvântul Domnului Hristos din Sfânta Evanghelie. Și aici noi ne unim cu Hristos după ce ne spovedim, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Său. Să continuăm, iubiți credincioși, calea postului nașterii Mântuitorului Hristos prin viață curată, să ne slobozim de lepra sufletului, să ne eliberăm de mocirla păcatului și să ne curățim simțirile prin spovedanie și să ne unim cu Hristos, Domnul păcii și al iubirii, Cel care, din iubire pentru noi oamenii, ne ajută, ne vindecă și ne eliberează de păcat și de patimă. Amin.